Agenția Națională a Medicamentului din România a avizat retragerea produselor Eurespal, comprimate și sirop de tuse de la nivelul distribuitorilor, spitalelor și farmaciilor, se arată într-un comunicat al instituției potrivit Rador.ro. Decizia a fost luată după ce producătorul a solicitat retragerea acestor medicamente în toate țările în care sunt comercializate, inclusiv în România. Agenția Medicamentului din Franța a anunțat că această hotărâre a venit în urma unor studii noi care indică faptul că utilizatorii de Eurespal ar putea fi afectați din punct de vedere cardiologic, Agenția Europeană a Medicamentului are deschisă deja o procedură de arbitraj prin care țările din Uniunea Europeană trebuie să anunțe ce reacții adverse au fost raportate la acest medicament. Procedura durează câteva luni, iar la final agenția va decide dacă va retrage definitiv de pe piață EURESPAL. Între timp, medicii au fost fătui să nu mai prescrie medicamentul care era recomandat frecvent inclusiv copiilor.